Mara și foarte cunoscut, pentru că a participat la multe emisiuni de televiziune, multe emisiuni muzicale, înțeleg că a și fost concurent în anumite emisiuni, sigur publicul știe mult mai bine. A ajuns în fazele superioare și a fost aici acum 2 ani, parcă alături de Loredana Groza, care a fost mentorul său, a susținut atunci un microrecital. Ia uite deja, nu? Nu-i vorba de Loredana, cred că știți că e vorba despre Marius Marin. Marius Marin, care ne aduce... Te-am botezat, vino în coace. Sunt obișnuit, sună bine, e și Marian. De la Marian. Auzi, ea spune-ne adevărul, tu ai cântat o melodie românească acolo la concursurile alea? Da, așa, între noi. E greu, ei, nu se poate, chiar greu trebuie să stai pe cânduri așa? Parcă am cântat un refren undeva. Nu, melodii românești cânt mereu, dar nu mai mi-aduc aminte dacă atunci... Nu contează, așa era atunci competiția, formatul... Au fost prea multe vizi, au fost... Păi nu-i nimic, că scoți părleala în seara asta. În finală, nu? A, cu Paul Ciuci, da. Cu Paul Ciuci am cântat, da, stai corect. Stai un pic, că scoți părleala în seara asta, pentru că în seara asta vei cânta o melodie românească. Cu mare drag. Dumnezeule... Dar nu ne ferim nouă, ne place muzica românească. O melodie absolut specială. Așa este, sper dar... să mă ridic... Totuși la valoarea acestei piese, eu sunt copacul de Jolchere și de versuri, Ovidiu Dumitru, fostul nostru coleg de la televiziune, un text admirabil. Înainte de a lăsa pe Marius Marin să interpreteze copacul, spune-mi, te rog, printre atâtea festivaluri prin care ai umblat tu, ai văzut vreo ediție în care unul dintre concurenți, măcar unul dintre concurenți, să nu interpreteze copacul? Ce s-a întâmplat? S-a mai întâmplat. Oricum s-a întâmplat să se cânte la Mamaia când s-a lansat piesa și să nu ia trofeul. Asta e bine de știut, această melodie extraordinară n-a luat premiu. De Salcia lui Horia Mocurescu nici nu mai vorbesc, nici n-a intrat în finală. Deci marile melodii au alt destin. Publicul le transformă în marșagere și vocile extraordinare ale tinerilor soliști. Nu cred că mai sunt un solist, că altfel aș fi participat și cu mare tinerel! Dacă vă lăsați bărbile astea de fotbal... Am depășit de mult vârsta festivalului Trofeului Tinereții și îmi pare rău că nu am profitat atunci, dar mă bucur foarte mult să pot să fiu aici în această seară. Marius Marin și din Ialomița! Să te ascultăm cu drag! De copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce îndrăgă. E copacul care spune să fiu mândru cu mine, care spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nori, tot ca el, acest copac e drum dintr-un cer.